Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Binecuvântată este prezența Domnului în mijlocul nostru. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Este un mare har și în această dimineață și de ori de câte ori ne întâlnim în locul acesta să fim în prezența lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Aș vrea să citesc un cuvânt din partea Domnului pe care l-am pe inimă și voi da citire din Evanghelia după Marcu, rămâneți așezați așa câteva versete din, începând în versetul 24, din capitolul 5 cu versetul 24 până la versetul 34. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă era mai rău. Auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Căci îți zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și întorcându-se spre mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? El s-a uitat de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia înfricoșată și tremurând că știa că se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Amin. Amin, amin. Cred că este un cuvânt care îl cunoaștem foarte bine și cu toții l-am citit de multe ori. M-am gândit să vorbesc din cuvântul acesta și datorită faptului că joi se vorbea foarte mult de credință și cred că Duhul Domnului ne îndeamnă în direcția aceasta, așa cum și fratele înainte a vorbit despre acest lucru. Și m-am gândit la femeia aceasta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că doar a auzit vorbindu-se despre Iisus. Este un har doar să auzi despre Domnul Iisus Hristos. Dar pot să spun și mai mult. Este un mare har doar să auzi despre Iisus. Extraordinar. Dar ce har avem noi, frații mei și surorile mele. Noi nu numai că am auzit despre Iisus. Noi auzim cuvântul Domnului Iisus. Ori de câte ori deschidem cuvântul acesta și ori de câte ori venim în casa Domnului. Acest cuvânt pe care l-a doar auzit. Femeia aceasta a dus-o până acolo la vindecarea trupului ei și la vindecarea sufletului ei. De aceea, în această dimineață, m-am gândit să dau un titlu acestui îndemn. Schimbarea care o face Evanghelia. Paradoxul este că noi astăzi nu beneficiem de acest mare har pe care cuvântul lui Dumnezeu îl poate face în inimile și în viețile noastre. Este chiar dureros să ai cuvântul lui Dumnezeu, să cunoști adevărul, să fii transformat, să fii copilul lui Dumnezeu și să nu beneficiezi de ceea ce poate face cuvântul lui Dumnezeu în viața dumneavoastră și în viața mea. Acesta este mare paradox pe care îl trăim. Biblia spune că femeia aceasta de 12 ani avea această problemă pe care dumneavoastră o cunoașteți și și-a cheltuit toată averea la medici și peste tot și n-a reușit să scape de această problemă. 12, acest număr 12 ar trebui să ne dea de gândit puțin. Femeia aceea nu trăiește, n-a trăit vremurile care trăim noi. Noi astăzi trăim, a putea spune, ceasul 12 fără câteva secunde. Mă scuzați, 12 fără câteva secunde. Cred că ar trebui să ne determine vremurile care trăim să ținem cont de ceea ce vrea Dumnezeu să transforme în viețile noastre. Pe femeia aceasta, doar că a auzit,
despre Isus, că face semne și minuni și s-ar putea să fie alesul, trimisul, ca să mântuie pe Israel, a fost gata să riște cu viața ei întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Pe viață și pe moarte, dragii mei. Dumneavoastră știți foarte bine că o femeie cu scurgere de sânge n-avea voie să se atingă de nimeni și de nimic, și cine se atingea de ea era necurat. Femeia aceasta, prin mulțime, prin ultima ei răsuflare, a mers la Domnul Iisus și a făcut un plan, a luat o hotărâre. Este șansa mea, n-am nicio șansă de a supraviețui dacă nu voi fi vindecată. A mers prin îmbulzeala aceea, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, și s-a atins de haina Domnului Iisus Hristos. Să nu crezi că a fost foarte ușor. A fost cu un risc foarte mare. Putea să fie călcată în picioare, putea chiar să fie identificată. Poate erau persoane care o cunoștea ca să confruntă cu boala aceea, pentru că era de 12 ani. Dar femeia aceasta, cu riscul vieții ei, nu doar s-a apropiat de Domnul Iisus Hristos, ci s-a atins de boala hainei lui. Vreau să vă spun un lucru. Faptul că venim la biserică, ne apropiem doar de Domnul Iisus Hristos. Faptul că am ajuns aici este prin harul lui și pentru că suntem aici, ne-am doar apropiat de Domnul Iisus. Este vremea să căutăm să ne atingem de Domnul. Nu este nicio îmbulzeală, frații mei. Este așa de simplu. Prin credință ne putem atinge ca să experimentăm o nouă dimensiune a cunoașterii Domnului Iisus Hristos și a minunilor care Dumnezeu le poate face cu noi și în viața noastră. De aceea, dragii mei, acum că trăim vremurile acestea foarte tulburi, este vremea nu doar să ne apropiem de Domnul. Ne-am obișnuit cu expresia aceasta, să ne apropiem de Domnul, să ne apropiem de Domnul. Este vremea să ne atingem de Domnul. Și cei care n-au venit în ziua de astăzi, n-au putut să ajungă în casa Domnului, să ne rugăm pentru ei să se atingă Domnul de ei. M-am gândit la un moment dat să vorbesc cu fratele păstor, să-i spun, când mai organizează la sfârșitul unei seri de biserică, de rugăciune, să cheame toată biserica în față care vrea să se apropie de Domnul, să fie atins de Domnul, să se atingă Domnul de el, să ne atingem de Domnul. Dragii mei, vă invit să stăm ridicați în picioare și să ne rugăm în această direcție. Să dorim să ne atingem de Domnul, pentru că este aici. Mărit să fie în numele Lui. Femeia aceasta n-a avut harul pe care l-am avut noi, dar a experimentat una dintre cele mai mari minuni pe care sunt pe paginile Sfintei Scripturi. Doar prin atingerea hainei Domnului Iisus Hristos a secat pe loc, spune cuvântul Domnului, scurgerea ei. A fost vindecată pe loc. Noi suntem oameni mântuiți, transformați prin Duhul Domnului. Noi suntem oameni care ar trebui ca Dumnezeu să se folosească de noi, că-și cunoaștem adevărul, cuvântul acesta care este vrednic de crezare. Dragii mei, vă invit în această rugăciune să ne atingem de Domnul. El este prezent aici. Haideți să ne punem toate eforturile. Haideți, dacă este cazul, chiar să plângem. Haideți să plângem dacă vreți, dragii mei. Dacă asta este singura piedică, este Hristos prezent aici prin Duhul Sfânt. Haideți să-i onorăm prezența, să ne atingem de El, căci avem nevoie, mare nevoie avem. Pentru că mai devreme sau mai târziu Dumnezeu vrea să se folosească de dumneata și de mine. Și nu suntem în stare. Haideți, fraților, cu credință să venim înaintea Domnului. Așa am fost îndemnați. Credința aceasta ne duce până la Hristos. Să vedem minunile Lui și să putem fi folosiți de Dumnezeu. Prin ce vremuri vom trece? Și la ce vrea Dumnezeu să ne folosească până vom pleca în cer cu Domnul. De aceea haideți să venim în această rugăciune cu credință înaintea Domnului, să cerem îndurare și iertare și să-i cerem ajutorul în această dimineață și să-i spunem, Doamne Dumnezeul nostru, avem nevoie de o nouă dimensiune a cunoașterii Tale. Avem nevoie de puterea Duhului Tău cel Sfânt să ne inunde inimile, viețile, casele și bisericile. Pentru că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat și Sfânt, și Tu ești gata să vii. Amin.